Bă, la care sunt jur de copii. Mai nebuni Uite, ăștia, ăsta bă, e să moară foame. inginer proiectant în Irlanda, ăsta e șmecher, l-am mai văzut toată. Dacă vezi ce m-a jurat Cassandra ieri, băga mea și să vezi un... Bine ți-a făcut. Să mor aici dacă nu. Băi, eu vorbesc cu fata asta, cu Teo, că e de seama mea și e și șmecheră și haladită și frumos. Vorbesc cu ei și din București și dai seama. Când scrie și s-a certat cu ăștia și i-a închis muște ăștia contru mâncață și avea o grămadă de urmăritori femeie. Bă, tu mă plictisești, zod, de tot crucea roșie. Nu mai înjur Teo, nu înjur, nu înjur, să mori dacă înjur de copii. Dar hai să zic ceva, dacă e să o luăm logic și logic, Teo, toți suntem copiii cuiva. Dacă tu mă înjuri pe mama și mama e copilul lui măsa, dacă te înjuri eu pe tine și tu ești copilul lui maică ta și toți înjurăm de copii ăștia care înjurăm. Înțelegi? Ia gândește-te logic, dacă eu îl înjur acum pe unul de aici, să zicem că îl înjur pe Smith. Smith nu e și el, n-are și el părinți, nu e tot copil. Păi gândește-te așa, toți suntem copii. Înțelegi? Păi da, filosofic vorbind. O timpul la mea de frate. Nu, e mă, Teo, n-ai dreptate. Și nu îi înjur eu de copii. Ei vin și mă înjură. Când zice să-ți iau familia în pulă. Păi când spui familie, ei tot și nepoți și copii și mamă și tot. Înțelegi? Și mai nu mai zic așa, bâhnițele astea care n-au nici patru clase, nu știu să vorbească corect, nici să scrie, ei înțeleg când tu sunt înjuri în masă, auzi când, păi voi nici nu știți în pula mea să vorbiți, mă, unii și mai veniți și spuneți și că, domne, ai zis așa, ai înjurat în masă, ai înjurat în scaun. Da, tu știi alea mele, Moș Crăciun. Să mor eu dacă n-a venit Moș Crăciun. Aseară a venit mai băieți din Galați și din Brăila și fete din Brăila și să vezi ce frumos am vorbit și am râs aici cu ei. Și mi-au zis toți, bă, mie îmi place de tine. Să moară mama, a zis, nu, eu n-am nimic, mie îmi place ei de ăștia pe aici. Scau.